Salut! Astăzi vă prezint consumul calculatorului meu cu ajutorul noului wattmetru care l-am cumpărat de la PC Garage. Și asta este calculatorul, iar acum este în idle. Desktopul este gol, nu rulează nicio aplicație în background. Și acum să vedem cât consumă acest calculator. Consumul este de în jur de 88-89 de W. Cam așa. Eu zic că este un consum destul de bun. Chiar și 91 din câte vedeți, depinde de curent. Și acum să testăm un joc. Voi testa Battlefield 3. Frecvența procesorului este de 4,1, iar placa video este un 560 top de la Asus. Placa de bază este pe o P67 Pro, tot de la Asus. Am și o placă de sunet separată. Vă arăt sistemul complet pe forum. Setările sunt la ultra pentru consum maxim și acum să îi dăm start campaign. A început, acum pot să mă uit, să ne uităm o dată la consum. Ce are acum consum? Și consumul pe moment este de 192 de W și încă nu a început serios jocul. Bun. Lasă așa și să vedem cât avem acum consumul. Se pare că consumul a urcat la 282-283 de W. Lucru normal, la cât de mult trage acest joc din sursa. Sursa este un Seasonic 660 de W Gold. Deci ar trebui să tragă din sursă în jur de 275-280 de W. Cam atât. Să vedem acum câteva secvențe mai în față, să vedem dacă diferă consumul. Ia să vedem. Bun, ne-am dat mai în față, hai să vedem. Scade sau crește? Din câte vedeți, consumul a mai crescut cu un watt. 180. Punem per total 285 de watt ca să fie o sumă mai rotundă. Vă mulțumesc. O să revin cu alte jocuri și consumuri diferite. Bună ziua!